Bună seara, dragii mei, Mihai Racovician, realizator emisiunii Dialogul Constructiv Salvează România și suntem la emisiunea noastră despre dialoguri, subiecte fierbinți pe care le vom aborda și pentru că nu putem să trecem cu vederea ce se întâmplă și pe plan intern și pe plan internațional. Avem un subiect de mare însemnătate, de mare însemnătate care se încadrează în totul cu totul în ceea ce ne-am propus în anul preelectoral, să zicem, cereți și se va deschide. Pardon, cereți și veți primi. Bateți și se va deschide. Căutați și veți găsi. Și astăzi suntem împreună cu colegii noștri de platou, de regulă, care vin să exprime. Până mai pot, atenție, până mai pot, că exemple din ziua de astăzi ne dovedesc în mod cert că nu se mai poate să faci ce vrei. Domnul Conciu Emanuel de la Cărpiniș, viceprimar, bine ați venit, mă bucur să vă salut. Nu se aude? Bine v-am găsit. Cu domnul coleg Eugen Sechei din Riad, bună seara, bine ați venit. Bună seara, bine v-am regăsit. Și trebuie să vedem ce s-a întâmplat și cu domnul Sorin. Când va apărea și dânsul, îl salutăm și pe dânsul. Și evident că în seara asta vreau să abordăm puțin de tot altfel subiectul meu laic. De regulă aici e o emisiune laică. Și am să citesc din Matei 10 cu 21, versetele 21 și 22, unde zice, fratele va da la moarte pe fratele său. Iată-te, Israelul cu Gaza. Știm foarte bine că israeliții cu arabii ăștia sunt frați de tată doar, vitregi. Și iată-te, se bat unii pe alții, scot ochii, dărâmă case, omoară pe unii. Și tatăl pe copilul lui. Iată-te că în spațiu public observăm că din multe zone ale României apar tot felul de nenorociri, cum că tatăl și-ar fi omorât fiul. Vedem pe știri și pe de neîngrozit. Copiii se vor scula împotriva părinților lor și vor omorâ. Un exemplu extrem de elocvent fierbinte că nici nu s-a uscat cerneala este vorba de Elena Lasconi, primarul orașului, municipiului, ce-o fi, nu contează în câmpul lung, și Oana Lasconi, fica domniei sale, care a avut o criză de personalitate extrem de profundă, jignită, că nu este mama ei. Deci se împlinește cuvântul iotă cu iotă. Ne place sau nu? Asta e. Bună seara, domnul Truță, mă bucur că ai reușit să te conectezi. E frig la voi acolo? Dar nu. Nu, dar aveți nori? Nu, e plăcut afară. A, da, poate cum nu merg undele, fantastic, de regulă, de obicei, când sunt și nori, atunci mai avem probleme. Și bineînțeles, pe lângă subiectul ăsta, care vreau să-l abordăm puțin de tot mai cu atenție, sunt și multe alte probleme care pot veni și de la voi și am să încerc să fac o introducere contextualizând anumite aspecte care mă interesează, dacă mai citim și înțelegem ce citim. Și o să pornesc de la Constituția României. Articolul 8. Pluralismul în societatea românească este o condiție și o garanție a democrației constituționale. Partidele politice se constituie și se desfășoară activitatea în condițiile legii. Ele contribuie la definirea și exprimarea voinței politice a cetățenilor, respectând suveranitatea națională, integritatea teritorială, ordinea de drept și principiile democrației. Articolul 20. Vă rog să rețineți articolul 20 de o importanță devastatoare. Dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile cetățenilor vor fi interpretate și aplicate în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte tratate la care România este parte.
Dar ce este Declarația Universală a Drepturilor Omului, care este datată 10 decembrie 1948 și a fost emisă de Organizația Națiunilor Unite? Un preambul extras din el și câte un articol. Considerând că recunoașterea demnității inerente tuturor membrilor familiei umane și a drepturilor lor egale și inalienabile constituie fundamentul libertății, dreptății și păcii în lume. Și acum mergem la articolul 16. Cu începere de la împlinirea vârstei legale, bărbatul și femeia, atenție mare cu urechile deschise, USR, fără nici o restricție în ceea ce privește rasa, naționalitatea sau religia, au dreptul de a se căsători și de a întemeia o familie. Ei au drepturi egale la contractarea căsătoriei, în decursul căsătoriei și la desfacerea ei. Căsătoria nu poate fi încheiată decât cu consimțământul liber și deplin al viitorilor soți. Soți, ca să traducem liber, bărbatul și femeia. Declarația Universală a Drepturilor Omului, dacă nu știți voi, că poate unii sunteți mai tineri, era fundamentul apărării drepturilor noastre în sistemul comunist. Eu am fost oprimat în vechiul regim, marginalizat și speram totdeauna această declarație să fie cât de cât un act de demnitate. Și aici, iară, vă rog să rețineți. Familia constituie elementul natural și fundamental al societății și are dreptul la ocrotire din partea societății și a statului. Recapitulăm. Începere de la vârsta, în linia vârstei legale, bărbatul și femeia constituie familia. Nu i-am spus, ci Declarația Universală a Drepturilor Omului, care, legată de Constituția României, dovedește încă o dată că foarte mulți oameni deviază de la o chestiune care se numește naturală. Dacă ești nenatural, înseamnă că te încurci. Și articolul 30, atenție, tot din declarație, e foarte importantă, nicio dispoziție a prezentei declarații nu poate fi interpretată ca implicând pentru vreun stat, grupare sau persoană dreptul de a se deda la vreo activitate sau de a săvârși vreun act îndreptat spre desfințarea unor drepturi sau libertăți enunțate în prezenta declarație. Consider că este extrem de clar lucrul acesta. Din punctul meu de vedere, pot spune limpede și clar, Constituția României nu este respectată de USR. Și acum mă duc și citez din articolul 17 din statutul USR-ului. Poate fi membru la USR orice cetățean român sau orice cetățean al Uniunii Europene cu drept domiciliu în România care îndeplinește cumulativ următoarele criterii. Are drept de vot, nu i-a fost interzisă prin legea asocierea politică, aderă la statutul, programul și procedurile interne ale USR-ului și îndeplinește criteriile de admitere în USR stabilite de Comitetul Politic. Deci, din punctul meu de vedere, această, să zicem, condiționalitate de a fi membru USR ascunde lucruri. Și dovada elocventă a fost faptul că Elena Lasconi a precizat că a votat da pentru familia naturală, iar președintele acestui conglomerat politic, că nu-i pot spune partid politic, pur și simplu i-a solicitat să se retragă de pe lista de la europarlamentare. Cum apreciați, domnule Consiu, dumneavoastră, aceste chestiuni care, dacă le analizăm și le contextualizăm, vom vedea că conduce la discriminare? Da, clar, lucrurile discriminatorii în ce privește alegerea membrilor USR. Dar eu spun că nu neapărat discriminarea se vede și este vizibilă la mai multe partide, dar ceea ce este mai vizibil și mai trist în acest partid este că, începând de la cele mai elocvente valori ale
societății noastre, ale familiei, ale orice, ei sunt împotriva lor, sunt împotriva firii, împotriva lui Dumnezeu, împotriva oamenilor care își exprimă liber altă opinie decât a lor. Toate aceste lucruri sunt niște lucruri care pe mine mă dezgustă, pe mine mă face să mă gândesc ce se va întâmpla dacă astăzi, când nu sunt o forță politică în România, se Aici manifestă nu trebuie așa. să, iartă-mă, nu cred că putem să spunem că nu sunt o forță. Ei au un procent apreciabil și aici trebuie să ne facem noi problema. Ce am făcut cu educația? Grea Eu întrebare, spun că am da? împrumutat, eu spun că educația, noi românii am fost unii care am împrumutat educația foarte ușor din vest, educație în această direcție a libertății de exprimare și libertății de opinie și toate, în loc să le Ema, cernem. dă-mi voie să spun. Una este una, una este alta. Libertatea de exprimare nu oprește nimeni. Absolut nimeni și nici nu ne opunem. Dar a deveni nenatural e o chestiune de principiu. Înțeleasă greșit libertatea de exprimare, din punctul meu de vedere. Dacă ne uităm la USR, nu ai dreptul să te exprimi și nu ai dreptul, dacă Elena Lasconi nu se exprima că a votat împotrivă, în momentul ăla era totul bine. Dar pentru că s-a exprimat, libertatea ei de exprimare a Eu costat-o. consider, părerea mea este că e o încălcare gravă a Constituției și a conștiinței. Ia să vedem, Eugene, ce știi, ai aflat despre chestiunea asta sau ce părere ți-ai format? Nimic, nu știu, absolut nimic. Sunt Izolat. neutru și integru în această problemă. Da, deci nu știu, e o problemă de discriminare, fiindcă sunt atât de multe pe care le-am trăit în ultimii Da, ani. din punctul meu de vedere, tot ce nu este natural devine discriminatoriu. În ce sens? Uite, Scuze. am citit ce spune Declarația Universală a Omului. Deci, prin Declarația Universală a Drepturilor Omului, spune limpede și clar că familia constituie elementul natural și este formată din bărbați și femeie. Și în momentul când tu nu te-ai dus decât să zici, da, domnule, eu sunt de acord cu această afirmație, care n-ai voie să o schimbi, prevăzută și de Constituția României, pentru că se leagă cele două, vine șeful de partid și spune, domnule, ar fi cazul să te retragi. Ce părere ai? Da, cred că e o atitudine normală în politică, nu? În politica e acea aliniere pe doctrine. Din păcate, USR-ul este aderentul acestei doctrine woke care poluează umanitatea. Bine spus, Există. poluează umanitatea. Foarte interesant. Există totuși niște nuanțe și nu știu cât de mult ați văzut cazurile din mai ales Thailanda, Asia de Sud-Est, India, în care există acele persoane, nu, hermafrodiți, care de fapt nu sunt nici bărbați, nici femei, sunt într-o anumită categorie. Ce facem cu aceea? Desigur, e cu totul altceva Nu, decât ceea ce atenție, se haideți să discută lămurim acum. niște lucruri. Nu. Nu suntem chemați să judecăm. Aici noi nu. Da, Nu. exact. Deci drepturile Deci, omului da, se dar nu aplică cred că tuturor. ele, adică lucrurile astea nenaturale sau nenormale sau deviere de la biologie, nu cred că trebuie să caracterizeze societatea în ansamblul ei. Nu, da. Deci nu sunt nenormale, nenaturale, fiindcă acei oameni sunt născuți în acel fel. Nu este vorba despre transgender.
Este vorba de aberația care se întâmplă acum cu copiii care sunt împiși într-o direcție opusă. Ci se spune că sexul este o alegere, este o condiție socială, nu? Dar, deci, cum se și declară, este vorba despre declarația drepturilor omului. Atâta timp cât decidem că ființele respective sunt oameni, toate drepturile care ni se aplică nouă, li se aplică și lor, celor care nu sunt în mod normal în aceste categorii. Nicio problemă cu asta. Atenție, eu nu militez pentru a li se reduce drepturile nimănui, niciunui om. Înțeleg, numai Însă, spuneam. sunt niște condiționalități pe care legile României deocamdată așa le văd. Vorbim de Constituția României, vorbim de Declarația Universală a Drepturilor Omului, care n-a făcut-o Mihai Racovicean. N-a contribuit Știu, la ea. dar ce zice? Că Declarația Universală nu a bărbaților și femeilor, ci a drepturilor omului. Ce reprezintă asta? Toate ființele care s-au născut cu statutul de om, chiar Aici e dacă o sunt problemă. hermafrodiți, nu? Aici e o problemă dacă suntem oameni, că oamenii sunt distinți, nu sunt accidente ale naturii, deci noi ne pare rău pentru ei. Deci nu Da, dar putem. sunt oameni, nu sunt sub oameni. Nu, dar nu trebuie ca ei să fie idealizați. Iartă-mă. Nu trebuie să fie discriminați. Evident, nu. Exact. Nu, să nu. Haideți să înțelegem bine ce am spus. Să nu-i facem idoli, să nu-i facem modele. Exact. Nu, nu, E, nu, nu. asta Deci, este ideea. Eu n-am nimic, nu, nu, domnule, eu nu pot să-l absolut. omor pe omul ăla. Nu, nu, dar vreau Dar nu-l să promovez ca model, pornesc. iartă-mă. Sigur, nu, nici măcar acești oameni nu sunt promovați ca modele. Că asta este denaturarea care se întâmplă acum. Promovăm, de fapt, o schimbare de sex. Nu știu dacă ați auzit, e un foarte interesant podcast între Elon Musk și acel tip, Joe Rogan. Și vorbește tocmai despre acest nou cult pe care îl numește un cult al morții. Deci cei care aduc această politică, de fapt, n-au decât ca obiect de distrugere a ființei umane. Asta Ce este zici ideea tu, de ce bază. zicem și noi. Foarte Exact, bine exact. punctat. Ideea de Exact. distrugere a coroanei creațiunii a lui Dumnezeu. Hai să vedem și pe Sorin. Ce părere ai? Despre Declarația Universală a Drepturilor Omului s-a adoptat în 10 decembrie 1948. În prezent sunt 193 de state care au aderat la Organizația Națiunilor Unite. Dacă o să studiați lista celor 193 de state, o să găsiți foarte multe state acolo care de mult nu mai au nicio treabă cu drepturile omului. Deci au fost abandonate cu desăvârșire. Ai pomenit de faptul că în timpul comuniștilor se vorbea de Declarația Universală a Drepturilor Omului. Eu am făcut, spre exemplu, în clasa 8-a, Constituție. Constituția comunistă suna nemaipomenit. Adică, problema este că aceste declarații și aceste norme care încearcă până la urmă să stăvilească impulsurile oamenilor, reușesc într-o oarecare măsură, dar întotdeauna impulsurile oamenilor sunt atât de puternice încât nu poți să controlezi umanitatea. Și că spune că omul nu este un accident al naturii, câteodată poate să devină un accident al naturii și să devină periculos pentru natură însăși. A, da, pentru că știi cum e? Din punctul meu de vedere, Dumnezeu a făcut și un standard de funcționare, cu un caiet de sarcini, un manual. E, dacă nu se îndeplinesc condițiile din acel manual, evident că ne deformăm. Nu Ca putem să. să-ți răspund, ca să-ți răspund și la întrebarea referitoare la aceste scandaluri, părerea mea este că
După cum vedeți, am intrat în linie dreaptă cu campania electorală și USR-ul a găsit un segment foarte bun, neocupat, de electorat căruia nu i se adresează decât USR-ul. Ați văzut, a fost Congresul Partidei Romilor la sfârșit de săptămână, deci toate aceste minorități etnice, sexuale și de altă natură sunt curtate de partidele politice în perspectiva alegerilor de anul viitor. Da, e o problemă. Și acum mergem puțin de tot mai departe și să vedem de ce am afirmat eu că pentru mine modul în care poți adera la acest partid e ciudat. Adică un grupuscul de, așa zici, oameni mai puțin sau mai mult pregătiți. Oameni care afirmă tot felul de lucruri care n-au niciun suport în final, nu pot să nu mă duc și, din nefericire, trebuie să fac azi o comparație între ce condiționalități îți pune statutul PSD-ului ca să devii membru și statutul PNL-ului. Poate deveni membru al PSD-ului pe baza liberei adeziuni orice cetățean român care, potrivit Constituției, are drept de vot fără deosebire de rasă, naționalitate, etnie, religie, sex, avere sau orice origine socială și care îndeplinește condițiile. Mă rog, nu mai intrăm în alte detalii. Chintesența este că, cel puțin declarativ, putem spune limpede și clar că nu e chiar așa de închis PSD-ul cum e închis USR-ul. Adică, în acest articol se prevede Constituția României și că ei nu se țin de ea, o simțim în fiecare zi. Dar hai să vedem ce zice PNL-ul. PNL-ul este constituit din persoane care aderă liber la statutul, programul și celelalte documente ale partidului și care vor să contribuie la promovarea și aplicarea acestora în practic devenind membri ai partidului, principiile de organizare și activitatea internă a partidului. Și acum să vedem câteva din drepturile membrilor: să își exprime liber opiniile în cadrul tuturor forurilor de interioare partidului cu privire la opiniile politice ale partidului, activitatea organismului de conducere acesteia și a reprezentanților partidului funcții numite sau alese. Măi, ți le-ai exprimat, ori dat afară, dar măcar ai dreptul să vorbești. Da, evident, la USR nu știi ce, pentru că noi cei care nu facem parte din această, să zicem, organizare, ca să nu folosesc alți termeni, nu știm cum sunt organizați, nu știm ce ocultă dezvoltă acolo, nu știm, adică da, cetățean european, da, ești cetățean european și eu îmi doresc să fiu cetățean, dar nu îmi doresc și repugn toate toxinele care vin de la Bruxelles, inclusiv acea nenaturalețe pe care o prezintă Declarația Universală a Drepturilor Omului. Acest război, consider eu că e un război, la nivel psihologic, trebuie curmat. Ce părere aveți, domnul Conțiu? E un război între români și români sau nu? Este un război între români și români și cred că este un război între toți oamenii de pe fața Pământului, pentru că este o mare problemă în tot ceea ce se întâmplă în această lume. Încercăm să dăm la o parte tot ceea ce este firesc și ceea ce a făcut dintotdeauna diavolul în lumea aceasta, încearcă să arunce un sâmbure de îndoială în ceea ce privește și de neclaritate în ceea ce privește viața de zi cu zi. Și în ceea ce privește familia, aici discutând despre familie, de multe ori și în spațiu public discutăm despre familia tradițională. Eu zic că e un punct greșit și o expresie greșită. Familia este una singură și este constituită la bază dintre un bărbat și o femeie. Nu este tradițională, netradițională, firească sau nefirească. O familie
nu se poate constitui și nu poate să meargă înainte decât începând de la un bărbat și o femeie, apoi venind copiii și alte. Toate lucrurile acestea sunt firești și normale într-o societate și mai mult decât atât sunt prevăzute în Constituția României. USR și alte entități în Europa și în America și peste tot pe unde lumea dezvoltată le scoate mai mult la iveală pentru că sunt mai dezvoltați, toate lucrurile acestea... Opa, opa, stai că ai spus ceva, o chestie. Ce înseamnă dezvoltare? Înseamnă deformare? Însemnează plecarea de pe linia dreaptă? O luăm stânga, dreapta? Deci nu mai suntem după voia celui care ne-a creat? Se pare că da. Cu cât omul vrea să-și pună mai mult amprenta pe ceea ce gândește și ceea ce își dorește el, se pare că se depărtează de la direcția și de la liniile trasate de Dumnezeu. Dacă ne uităm, în marea majoritate, oamenii care au un status social mai bun practică astfel de lucruri și sunt înclinați să meargă în aceste direcții, vor să experimenteze și să trăiască altfel. Nu prea se întâmplă în zona și în lumea săracă. Ei, acolo sunt alte subiecte și putem să le abordăm și putem să spunem foarte limpede faptul că au fost trimiși în Uniunea Europeană acești migranți, cărora de ce, dacă e așa de rău la noi, în Europa, de ce le vin, de ce vin aici? Și răspund la comenzi când acel purtător de cuvânt sau ce a fost reprezentant Hamas spune că avem nevoie de sânge, avem nevoie de victime, să trezim și să pasiunea islamică. Mie mi se pare puțin de tot cam grav. Lucrurile astea mi se pară de tot. Auzi, vreau să-l întreb pe Eugen, că eu cred că e pasionat de ce-l întreb acum. Nu crezi că s-a exacerbat puțin de tot această libertate sau excesiva gândire progresistă după COVID? S-a exacerbat, cred că e vorba de același program, cum discutăm de consecvența USR-ului, COVID-ul, această renumită încălzire globală în schimbarea vremii sau eu știu cum se numește acum, toate fac parte din acest cult al morții. Este vorba de o intenție clară de a minimiza numărul oamenilor. Dacă ne uităm tot ceea ce se întâmplă acum prin diversele metode, duce spre o reducere a populației. Aș vrea să văd argumente contrare, să le aud întotdeauna, chiar dacă mergem la gradul 2 sau 3 de la declarativele care ni sunt puse în față și la reacțiile emoționale pe care le avem, ajungem la același numitor comun și acest lucru este declarat chiar și în ziarele de mare circulație din vestul acesta pe care îl numim dezvoltat. Deci ni se spune acum că datoria pentru a salva planeta e să nu mai avem copii. Sau există chiar și aceste NGO-uri care decid că eutanasierea este metoda prin care putem să salvăm planeta. Ei aștept pe acei miliardari de la Davos să dea exemplul lor personal E, pentru cred a că o să decide. aștept mult și bine. Cred că nu știu dacă știi să numeri zilele. Nu cred că o să poți să găsești astfel. Ia să vedem. Discriminarea este o acțiune care presupune un tratament diferit, nedrept față de persoane din cauza apartenenței lor la anumit grup social. Există mai multe forme de comportamente discriminatorii, dar toate au comun faptul că implică o anumită formă de excludere sau de respingere. Din perspectiva mea, doamna Lasconi a fost discriminată. Ce părere ai, Sorine? Am dreptate oba?
Nu sunt încă convins că ăsta n-a fost un spectacol electoral, așa cum vă spuneam de la bun început, că n-a fost o regie, dar vis-a-vis de felul cum discriminează oamenii, mi-am adus aminte de cartea domnului Liceanu, Așteptând o altă omenire, unde făcea o comparație între oameni și șobolani. Într-o familie de șobolani, dacă apare un intrus, apare un șobolan din altă familie, imediat este eliminat. Oamenii au tendința asta să se asocieze ca să distrugă tot ce este diferit. Nu contează criteriul. Important e să-și elimine semenii din diferite motive. Nu neapărat etnice, nu neapărat religioase. Orice pretext este bun să te asociezi împotriva celui pe care îl poți considera diferit. Cu amărăciune putem constata că există două chestiuni distincte legate de așa să spunem, recomandarea lui Solomon. Învață-l pe copil de mic calea pe care să o urmeze și când se va îmbătrâni, când va îmbătrâni, nu se va bate de la ea. Neglijând învățarea copiilor, iată unde ajungem. Am citit despre acest subiect care nu putem să-l trecem cu vederea și ne dăm seama că în România de astăzi, prin plecarea în masă să caute lumea de lucru în străinătate, copii de genul Oana Lansconi vor fi cu duiumul. Copii care sunt lăsați la vârsta cea mai importantă cei 7 ani de acasă de izbeliște. Și iată de ce este foarte important să tragem semnale de alarmă, să ne dăm seama că dacă continuăm așa, lucrurile vor lua o turnură extrem de periculoasă și ne principială pentru viață. Și societatea românească este confruntată din teoria comunicării, extrag acum acest text, unde spune foarte limpede, clasa politică, și aici vorbesc în ansamblul ei, nu m-am rezumat doar la PSD, PNL, USR, AUR, etc., pe care noi le identificăm în spațiu public mereu, ci unul dintre cele mai discutate aspectele ale eticii politice reprezintă așa zisa numită minciună pentru binele public. Este solicitant chiar dreptul moral de a minți. Acest tip de comportament trece adeseori drept altruism politic. La o analiză mai atentă, astfel de justificare se poate regăsi în paternalismul politic. Scuze? Scuzele frecvente pentru minciună în politică sunt de mai multe tipuri. O să le abordăm cât de cât, așa, măcar secvențial, și vreau să știu părerea fiecăruia. Analiza pe care ne-o dă această știință a comunicării poate fi luată în considerare? Trebuie înțeleasă de majoritate de oameni să vadă că, de fapt, minciuna pentru binele public ne îngroapă? Ce părere aveți, domnul Conțiu? Minciuna totdeauna ne îngropa și ne va îngropa. Problema îi discutați despre plecarea a foarte mulți concetățeni de ai noștri și în multe alte țări se întâmplă treaba asta. M-am tot gândit la acest aspect. Dacă problema sunt plecările părinților de lângă copii, și este o problemă asta, dar m-am gândit și am analizat ce s-a întâmplat și mai de mult. Părinții plecau și mai ales bărbații plecau de multe ori în război și mulți din ei nu se mai întorceau. Erau plecați și dacă facem o analiză în vremuri de război, părinți, bărbații de lângă copii erau foarte mulți care lipseau din familie, dar cu toate astea, educația
era cea care aducea baza și lucrurile mergeau înainte. Problema noastră e ceea ce promovăm în educația noastră. În educația noastră de mii de ani nu a fost nevoie de educație sexuală ca lumea să meargă înainte, ca un bărbat să știe ce are de făcut când se întâlnește și când se căsătorește cu o femeie. Acum avem nevoie de această educație și începem cu ea de la o vârstă fragedă și inducem în educația aceasta, aparent bună și spunând că trebuie să ne informăm, inducem niște lucruri care vedem că duc la niște anomalii și la lucruri care nici măcar nu s-a mai auzit de ele. Problema noastră, de fapt, e educația și, automat, minciuna pentru binele comun. Mințim ca să fie totul bine și asta vine în toate palierele. E Ce mai vrei să-mi spui pregnantă cu și mai asta? Că nu vizibilă. mai putem să distingem adevărul de minciună. Ajungem la această stare, nu? Dacă asta e nivelul de educație, se ajunge la A, deci tot la această educație te duci. anomalie. E corect, mi se pare foarte corect. Spre dezamăgirea mea, am ascultat zilele acestea o declarație a doamnei ministru Deca, ministrul educației, și spunea că, de fapt, avem 45% analfabeți funcționali. Cum apreciezi tu, Sorine, minciună pentru binele public? Se poartă și în spațiul guvernamental astfel de atitudini, că aici, dacă vorbim despre administrație, normal ar trebui să vorbim despre lucruri care n-ar trebui să comporte un astfel de aforism, minciună pentru binele public. Este ideologia cezarului, care este incompatibilă cu ideologia lui Dumnezeu. Iisus foarte tranșant a fost la capitolul ăsta, adică n-a amestecat cele două ideologii. Și există două variante. Una, când cezarul recurge la un exercițiu de seducție și îndrugă verzi uscate ca să se ducă electoratul, sau când pune pumnul în gură supușilor. Astea sunt cele două modalități prin care sunt seduși, adică prima e un exercițiu de seducție, cum am zis, și al doilea e un exercițiu de tortură, când nu mai ai încotro, trebuie să faci tot ce ți se spune. Dar aș vrea să clarificăm niște lucruri. Nu vreau să lăsăm impresia că orice conflict între generații este dăunător, pentru că există și conflicte între generații care au dus la progres. Și avem exemplele din istoria României. Adică orice generație a adus plus valoare. Adică după conservatori, după juniniști au venit pașoptiștii. Aici deja era o diferență de educație. Copiii boierilor, copiii aristocraților români se școleau la Paris și veneau cu ideile revoluționare de acolo. A existat generația interbelică care se numea filozofia neliniștii și aventura cunoașterii. Deci, nici eu nu am fost pe aceeași lungime de undă cu tatăl meu din toate punctele de vedere. De exemplu, aveam orientări politice diferite și polemizam adesea. Conflictul dintre generații, un conflict de bun simț, generează progres. Dar noi pornim acum de la un exemplu isteric. Adică, după cum se știe, mamele și fiicele nu prea sunt în armonie. Acolo e clar că e vorba de un conflict familiar, nu de un conflict ideologic. Să fim serioși, copii rebeli au fost și o să fie întotdeauna. Și eu cunosc foarte multe situații de familii care și-au crescut copiii în aceleași condiții. Unul dintre copii a ajuns foarte bine om de nădejde și unul a ieșit de pe șine, a luat o razna de tot. Există foarte multe situații de genul ăsta. Hai să-l vedem și pe Eugen. Eugen, dragă, minciună Bun. pentru binele public.
Ai făcut vreodată o chestie de genul ăsta? Ai practicat? Eu nu iau decizii pentru la acest nivel pentru public, ci doar pentru grupuri mici sau relativ mai Atunci, măricele. cum vezi tu această afirmație? E fundamentată pe un studiu științific. Deci, Da, nu. nu putem să o contestăm. Nu, clar, nu m-a întrebat dacă eu am Corect, fost în corect, acea dar voiam să poziție. facem lumină pe direcție. Da, nu. Eu, cum să zic, am fost dezamăgit în general în omenire cu începere din 2020. Nu, deci nu mai trebuie să studiem, să facem studii, să analizăm, fiindcă în mod empiric am văzut la nivelul acelei false pandemii de COVID că am reușit ca toți, nu toți, majoritatea oamenilor să fim duși de nas pe exact acest principiu. În continuare, nu am reușit să ne trezim din această minciună pentru binele public. O scuzăm în continuare, refuzând să admitem că am fost fraieriți, deși toate datele Acum, ne nu fi arată sigur că am fost tu, așa. Nu, auzi. nu, stai, stai. Deci tocmai asta este problema. Deci, în momentul în care producătorii, toate datele spun că am fost mințiți, continuăm să ne amăgim, să spunem că, de fapt, a Bine, fost pentru binele nu fă tuturor, afirmații că am generale. salvat. Nu fă. Nu, deci, Mihai, deci sau stabilim adevărul și ne menținem pe linia aia, sau continuăm să ne îmbătăm cu apă rece. Cum am spus, din De punctul meu exemplu, de vedere, eu cred că a fost o noi. manipulare. Ca atare, nu mă poți băga Nu, în dar nu a acuzare. fost pentru binele public. Nu ni s-a Nu. spus că dacă nu te Nu, a fost vaccinezi. nu. Din punctul meu de vedere, această metodă de a constrânge a creat un recul extrem de periculos. Deci ni s-a spus să ne vaccinăm ca să salvăm bunicile. Nu, eu știu cui. Deci toate chestiile astea au fost pentru binele public, da? Ne-am pierdut drepturile fundamentale, nu, pe care le-ai citat înainte, dreptul la integritatea corporală. Am fost obligați, constrânși, discriminați și majoritatea au acceptat asta, da? Deci nu este vorba de politica de apartheid. Este vorba de ceea ce am făcut noi în România, mult mai puțin decât ce au făcut cei din vest. Da? Deci nu li se permitea accesul la magazine, nu puteam să stăm pe terase, etc. Totul pentru ce? Pentru o falsă, pentru o reacție emoțională. Deci ce să mai dezbatem mai mult decât atât? Omenirea în general a fost un test la care am căzut cu toții. Acum culegem roadele. Deci, următorul test este să acceptăm acea prosteală cu schimbarea climaterică. Am văzut acest vulcan care a erupt la nivelul, cum să zic, creierii sau introducerii de dioxid de carbon la nivelul anilor față de ce am putea noi să economisim, dar tot noi suntem cauza dioxidului de carbon. Deci continuăm să fim prostiți pe exact aceleași principii. Cred că cineva a și spus, în momentul când mi se spune că există o problemă globală, să știți că este vorba de o altă prosteală globală. Hai să Deci mergem puțin eu. mai departe. Există o criză majoră în societate. Nimeni nu o poate contesta. Publicul este ostil, anxios, electoratul nu vrea să facă sacrificii imediate și este preponderat emoțional. Prin urmare, în campanie, politicienii pot recurge la formule de genul: spune oamenilor ceea ce ei vor să audă și odată ajungi la guvernare, ei vor face ce trebuie din rațiuni de stat. Aici nu putem să dăm decât un simplu exemplu. Nu pot să uit cum primul ministru al României afirma că nu se vor reduce, nu se vor ta crește taxele.
Un reporter îi pune întrebarea, dar totuși, cum înțelegeți dumneavoastră acest lucru prin eliminarea, să zicem, a facilităților în agricultură și construcții? Răspunsul a fost, și nu vi se pare normal, cum apreciez această zicere și cred că e o caracteristică la mulți politicieni, domnul Conțiu, care este rezultatul folosirii unei astfel de metode? Rezultatul, nu pot să-mi dau seama unde vor să ajungă exact, dar eu îmi dau seama care este rezultatul acestor minciuni. Este o societate în care nimeni nu mai își asumă nimic. Sunt dispus să spună orice, să mintă pentru folosul publicului, orice, numai să nu se asume o responsabilitate. Dacă suntem într-o situație financiară grea, trebuie cineva să-și asume. Ei, politicienii de astăzi nu sunt gata să-și asume acest lucru și din această cauză vin tot felul de anomalii și tot felul de Vă spun instrumente pompieristice, nu ți se financiare. pare? Auzi, fără să jignim pompierii, pentru că sunt un corp extrem de util într-o societate civilizată, dar parcă măsurile astea, parcă sunt pompieristice. Cash-ul, îl punem acum la 1000 de lei, mâine la 2, poi mâine la 5 și dintr-o dată revenim înainte de a intra în vigoare. Cum apreciez, domnul Contiu? Ce încredere mai poți avea în astfel de oameni? Sunt niște măsuri care nu au fost analizate înainte și nu într-un an preelectoral, de aia se întâmplă aceste bâlbe. Se întâmplă Eu nu aceste cred că bâlbe sunt pentru. bâlbe. Dă-mi voie să-ți spun că nu sunt bâlbe. Am Eu zic că impresia sunt că în bâlbe. cotloanele anterioare unor chestiuni, unii șefi care nu înțeleg că sunt vremelnici acolo, se lasă manipulați. După ce se prind, își dau seama și revin. Oare cât mai rezistăm să înghițim astfel de papagali? E greu, nu? România, din punctul meu de vedere, va rezista mult. Suntem un popor care ni se aprinde greu fitilul și avem nevoie, s-a văzut în perioada comunismă, de câți ani a fost nevoie ca ceva să se întâmple. Cineva o trebuie să ne ajute, din punctul meu de vedere, să ajungem la o revoluție, așa zisă revoluție, că nu cred într-o revoluție, dar o trebuie să ne ajute cineva. Nu E, suntem nu un cred popor din nou acum. revoluționar. De ce nu crezi? Fiindcă tot ceea ce se vede astăzi se pare că nu a fost o revoluție în afară de ziua de 16, hai 17 decembrie la E, mă Timișoara, în rest. contrazic aici cu tine și până la capăt îți spun că a fost. Problema a fost, în schimb, că acea revoluție a fost furată. Hai să mergem puțin mai departe. Sorine, dragă, cum e cu criza majoră cu spunele oamenilor ce trebuie să audă. Se mai întâmplă și azi? Eu o să îl completez pe Eugen vis-a-vis de ce a zis cu pandemia de COVID. E foarte interesant că atunci guvernele mureau de grija oamenilor să-și pună masca, să-și ia vitaminele. Toți vreau să salveze pe toată lumea, măsuri la nivel global, vă aduceți aminte, schimburi de medicamente și așa mai departe, dar acum n-au nicio ezitare să-și trimită oamenii să moară cu sutele de mii pe fronturi. Deci nu e nicio problemă că mor copii, că moare tineret. Important e că au scăpat de COVID. Deci e halucinant. E halucinant, de exemplu, frontul din Ucraina. A intrat războiul din Ucraina, a intrat într-o perioadă de uzură. Au murit mai mulți oameni în 2 ani de război în Ucraina decât au murit în primul război mondial. Deci, cu contraofensiva ucrainienii au avansat 17 km. Rușilor le-a luat 10 luni să cucerească un oraș de 6 km pătrați și vorbim totuși de națiuni civilizate. În condițiile astea s-au declanșat conflicte peste tot pe glob.
ce, vorba lui Eugen, ce încredere poți să mai ai în guverne? Pot să mai adaug observația pe care am făcut-o Ține anterior? rândul, te rog, Dacă hai! exact ceea ce a zis Sorin, dacă luăm de fapt rezultatul final, ce am spus înainte, este vorba de reducerea populației. Exact ceea ce ai zis și tu acum. Deci anormalizarea relațiilor, educația sexuală, care nu este o educație sexuală pentru a procrea, este o educație sexuală anormală, prin care procrearea, de fapt, este eliminată, nu? Avem de-a face cu educație sexuală cu homosexuali sau cu persoane care sunt transgender, care sunt sterile, nu? Avem, cum ziceai, era Dar vorba acum, despre acea pentru că ai adus pandemie. ideea asta, oare nu e o invidie a lor că nu sunt toți ca ei? Adică anormal. Eu zic că e foarte simplu. Este vorba de acele opinii enunțate de fostul soț al reginei Elisabeta. Au impresia că pământul este prea populat. Acum, pandemia, de fapt, a fost despre o potențială altă reducere a populației prin acele efecte nefaste ale vaccinurilor, nu, pe care nu mai pot fi negate. Războaiele sunt, cum ziceam, de ce nu se mișcă, de fapt, frontul? Nimeni nu avansează, dar sute de mii de oameni mor. Groaznic, chiar au rușit Oare? câteva sute de mii de ruși acolo. Cine știe câte sute de mii ar fi murit și ucraineni? Acum ce se Și asta. întâmplă în fâșia Gaza? Exact. E o vorba despre o curățare și pe motive etnice, cu un rezultat care este similar. Nu va mai fi o creștere a populației, se va duce spre o cădere, oamenii sunt atât de tracasați că nu mai au, nu se mai gândesc să aibă copii, nu? Fiindcă toată această lume este nebună. Ne uităm la România, nu? România când în Te rog să repeți că ai pierdut un pic semnalul. Nu, da, zic, ne uităm și la exemplul României, nu? În anii 80 eram spre 23 de milioane, acum suntem câți, care este populația României? Mult scăzută cu familii, nu? Familii, cum bine ați zis, nu familii tradiționale, ci efectiv familii, care nu mai au copii cum aveau pe vremuri. Dar auzi, fii atent aici, tot din studiile astea, și cred că studiile astea sunt extraordinare pentru campania asta preelectorală, o anumită categorie de minciuni, mai ales cele care ridică moralul, este socotită minciună nobilă. Cum să credem pe asta, domnul Conciu? Cine-i tatăl minciunilor? Cine a fost dintotdeauna și va rămâne dintotdeauna, problema e că dar el poate fi nobil? Sunt tot mai mulți oameni care sunt adepți și, din păcate, oamenii care încearcă și țin la normalitate, țin la cuvântul lui Dumnezeu, la ceea ce Dumnezeu a creat și la creație, tot mai puțin și tot mai greu acești oameni poate să rămână vertical și sunt vizibili. Sunt ajutat să-și pună o opinie, sunt rugat să-și pună o opinie. Mă uit la televiziuni, mă uit la radio și ascult toată ziua radio. Vin în loc cu o informație bună, numai uitându-ne la această domnișoară, Oana Lasconi. Din păcate, toate discuțiile în media despre această domnișoară a fost una că a avut o reacție, nu știu, nici eu nu pot să-mi dau seama de ce s-a promovat atât de mult această Oana Lasconi, dar această reacție a ei este luată așa de ușor. Știu, poate este o chestie electorală și o chestie care vor să promoveze anumite lucruri, dar
efectul și esența afirmațiilor ei sunt una care dezgustă și dezonorează pe Dumnezeu, în primul rând. Și noi, oameni Părinții, care. dăm voie să spun că și părinții, pentru că nerespectând Biblia, care te învață de mic să cinstești pe părinții tăi, indiferent că te-au supărat într-un mod sau altul, însă reacția publică pentru ce a fost? E o întrebare la care pur și simplu nu cred că vom găsi pe pământul ăsta un răspuns care să satisfacă pe toată lumea. Astfel de situații, din punctul meu de vedere, creează falii între așa zișii oamenii anormali și cei normali. În mod cert, avantajul pe care și l-au creat prin această atitudine sunt oamenii care nu sunt împliniți, care n-au o capacitate educativă foarte bine dezvoltată, care pur și simplu sunt frustrați, care sunt convins că fiecare dintre noi avem neîmplimiri sau nemulțumiri, oameni care nu au o educație bine fundamentată. Ne apropiem de finalul emisiunii și a fost o emisiune, zic eu, foarte interesantă, care a pus în evidență puncte de vedere diverse din zone diferite ale țării, din străinătate, care nu au făcut altceva decât să relefieze faptul că libertatea, care nu este înțeleasă bine, creează ura. Și azi n-am putut să dezvoltăm acest subiect care vine împreună cu veninul și data viitoare îmi propun să avem o dezbatere pe această temă, ura și efectele ei. Este foarte important să ne dăm seama, pentru că lucrurile astea nu fac altceva decât să cangreneze și să creeze, putem spune fără putință de tăgadă, niște segregări în familii. Iată dovada, așa cum am început, evident, cu semnalul dat de pe vremea Domnului Hristos. Frate va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copiii lui. Copiii se vor scula împotriva părinților lor și vor omorâ. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiți în alta. Adevărat vă spun că nu veți isprăvi de străbătut cetățile lui Israel până va veni Fiul Omului. Se pare că trăim vremuri foarte grele. Se pare că trăim vremurile din urmă. Ne place ori nu? Iată că nu eu am spus lucrurile astea. Iată că se întâmplă. Uitați-vă peste tot în lume. Peste tot veți vedea în state cum se împușcă cu mitraliera în școli. Uitați-vă în Israel cum au intrat în chibuțuri acești oameni care se așteaptă să primească cele 70 de fecioare ca eroi ai ce? Nu știu. Oricum, trăim vremuri extrem de tulburi și dacă noi tăcem, pietrele vor striga. Aceleași lucruri le spune Domnul de mulți ani. Și vă rog pe fiecare dintre voi, așa cum facem de obicei, să conchidem această emisiune și îl rog pe domnul Conțiu să conchidă emisiunea din această seară. În toate circumstanțele și în toate lucrurile care le vedem, războaie, pandemie, lucruri care se întâmplă nefiresc în societatea în care trăim, știu un singur lucru, că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor și nu suntem, chiar dacă ni se pare că navigăm într-o direcție neștiută, navigarea noastră pe acest pământ este una foarte, cu o direcție foarte bună. Părin? Din păcate, constatăm că omul este singura ființă care este capabilă să-i provoace durere semănului.
mare adevăr, simțit probabil, nu mi-aș dori să fiu în sufletul mamei Elena Lasconi. Eugen? Dar referitor la pentru binele public, ar trebui să ne întotdeauna să fim foarte circumspecți când se aduc acest argument, și e doar o găselniță pentru a ne convinge că trebuie să facem ceva care, în mod evident, nu este pentru binele individului, nostru personal sau celor pe care îi cunoaștem. Deci, evitați, nu participați. Bineînțeles că ne ducem din nou la proclamația din Banat, unde noi încercăm să atragem atenția societății românești în ansamblul ei despre anumite aspecte pe care le constatăm ca nefiind corecte. Și propunem ca clasa politică trebuie să fie pregătită pe baza principiului responsabilității, calității și eficienței, plecându-se de la principiul meritismului. Respectiv, omul potrivit la locul potrivit, pe baza meritelor personale. Astfel, va deveni posibilă eliminarea nepotismului și a sinecurilor de partid care au viciat societatea românească și au slăbit încrederea populației în sistemul politic și în virtuțile democrației. De aceea, vom iniția forme democratice ale dialogului social între societatea civilă și guvernanți, în scopul identificării și servirii interesului public. În acest scop, vom încuraja dialogul constructiv, comunicarea profesionistă și responsabilă prin care să-i chemăm pe toți românii din țară și străinătate la efortul comun de a servi fiecare în parte o binecuvântare pentru pământul străbun și istoria sa. Și mâine seară, ca să facem acest lucru posibil, avem promisiunea ca un reprezentant al Agenției Naționale de Cadastru să vină să dezbatem un subiect despre dezastru în cadastru, o fi sau an fi. E foarte important ca lucrurile să fie corectate și puse la locul lor firesc. Nu putem băga în domeniul acesta pe toată lumea. Nu putem să generalizăm, pentru că devenim niște ipocriți. Nu putem să acuzăm pe toată lumea că n-a făcut nimic în țara asta, pentru că devenim niște trădători. Nu putem să minimalizăm munca unora sau să o comparăm cu cei care fac lucrurile pe genunchi sau șmecheresc aceste lucruri. De aceea apreciem că un dialog constructiv poate salva România. Și în acest sens îl rog pe bunul Dumnezeu să ne dea la toți minte, că asta le lipsește cel mai mult, capacitate de discernere, să nu mai mințim în folosul înfăptuirii binelui public, ci să spunem adevărul, că doar adevărul ne face liber. De aceea, rog pe bunul Dumnezeu să binecuvinteze pe toți românii, oriunde ar fi, orice ar face, orice profesie ar avea, așa fel încât să putem să îngrijim și să administrăm cu nădejde de mai bine grădina Maicii Domnului, care este scumpa noastră țară, România. Doamne ajută și să ne vedem sănătoși!